Până în 1989, televiziunea și radioul public prezentau ziua de 26 ianuarie ca pe o sărbătoare națională neoficială. Era ziua de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. De fiecare dată, pe 26 ianuarie, programul de știri a singurei televiziuni din România începea și se termina cu urări de la mulți ani, adresate tovarășului secretar general al Partidului Comunist de către oamenii muncii de la orașe și sate. Dacă ar mai fi trăit pe 26 ianuarie 2018, Nicolae Ceaușescu ar fi împlinit 100 de ani. La 28 de ani distanță de la evenimentele din 1989, Roman TV a adresat romașcanilor o întrebare ghicitoare, dorind să afle dacă Nicolae Ceaușescu mai este prezent în conștiința maselor, dar și cum este percepută perioada de 25 de ani în care acesta a condus destinele României. Dacă trăia astăzi, ar fi împlinit 100 de ani. Despre ce personaj este vorba? Despre Eminescu. Nu? Nu, mai gândiți-vă. Împlinea 100 de ani azi. Azi. Eminescu, dar deci Eminescu nu... Cine? Nu se poate să nu știți. Dacă mi-aduc aminte. Nu că n-am ști. Dacă spune... Mai faceți o încercare. Nu, că nu mă duce. Astăzi suntem în 26 ianuarie. 26 ianuarie. Adică nu știu. Și cine era născut pe 26 ianuarie? Adică... Nu mai rețin. O mai plecat din memorie. Nicolae Ceaușescu. Ce să-i fac eu lui? Acum v-ați adus aminte? Acum mi-am adus aminte, dar noi suntem de vină. Era mai bine sau mai rău pe timpul lui Ceaușescu? Mai bine. Considerați că a fost mai bine? Din punctul meu de vedere. Altul nu. De ce? Din partea pentru că am avut un serviciu la toți care suntem acum mai în vârstă. Am muncit, cinstit și ni s-o dat banul. Nu s-o dă acasă, era ordine, era disciplină, acum e haos. Dacă trăia, astăzi ar fi împlinit 100 de ani. Despre cine este vorba? Tovarșul Ceaușescu. Bravo, doamna, știu din prima. Cum considerați, a fost bine sau a fost rău pe timpul lui Ceaușescu? A fost bine, a fost. Era bine, că era toată lumea avea servici, dar acum vedem în rafturi și nu avem să le cumpărăm. Dacă trăia, astăzi ar fi împlinit 100 de ani. Despre cine este vorba? Despre România. Nu, un personaj. Dacă trăia, astăzi ar fi împlinit 100 de ani. Despre cine este vorba? Păi chiar că nu știu. Faceți o presupunere, gândiți-vă. 100 de ani. Nu mai, nu știu. Astăzi este 26 ianuarie. Cine ar fi împlinit azi 100 de ani? Unirea Principatelor, cine? Este vorba despre o persoană. O persoană, nu știu. Nicolae Ceaușescu. M-am gândit eu, dar zic, mă, să nu greșesc. O întrebare mai am. Din punctul dumneavoastră de vedere, a fost bine sau a fost rău pe timpul lui Ceaușescu? Juma-juma. Dacă acum ar fi mai bine, ar trebui să îndrepte puțin în guvern toate legile, toate dreptățile pentru noi români, nu pentru ei parlamentare. Dacă trăia, astăzi ar fi împlinit 100 de ani. Despre ce personaj este vorba? Cred că personal, de om. Sigur, personaj. Dacă trăia, astăzi ar fi împlinit 100 de ani. Nu știu, domnule. Faceți un efort, nu se poate. Cred că e vorba de Ceaușescu, nu? Ba da, aveți dreptate, Nicolae Ceaușescu. Din punctul dumneavoastră de vedere, a fost mai bine sau mai rău pe timpul lui Ceaușescu? Mult mai bine. De ce? Mai bine că eu aveam servici. Era bani. Iar și nevastă mai avea servici, avea tot. Ați fost mulțumit de perioada respectivă? Da. Că a lucrat la Cazoporlo 3 ani și dădea 10.000 pe lună, tatăl. Mă înțeleg, la mine? Da. Dumneavoastră, ce eu am făcut o școală profesională, care Ceaușescu mi-a dat de la șosetii, pastă de dinți, de toate. Și mi-a dat și servici și mi-a dat și casă. Unde la școala profesională vă dădeau haine? Mi-a dat haine, mi-a dat de la șosetă până la ultima fază. Și mi-a dat loc de muncă, mi-a dat de toate. În ziua de astăzi, cine mai dă așa ceva? Dacă trăia, astăzi ar fi împlinit 100 de ani. Despre ce personaj este vorba? Dacă ar fi trăit, astăzi avea 100 de ani, da? Despre ce personaj? Din literatură, din fizică, din matematică? Un personaj din România. România, da? De etnie? Română, nu. Nu, român. Cum s-ar spune, da? Haideți să vă ajut. Astăzi este 26 ianuarie. A, cu bădeia s-a răposat-o.
Și mâine e ziua lui Florin Persic. Deci în bădia s-a răposat-o cine? Bădia Nicolae Ceaușescu, Nicolae. Care strigăm odată și odată, trăiască în fericire cârmaciul țării noastre. Da, fii bun, că eu l-am prins așa din plin. Ca să iau o categorie la servicii acolo, în domeniul în care am lucrat, eu de profesie mecanic, maestru mecanic. Dacă ar fi trăit, astăzi ar fi împlinit 100 de ani. Un personaj celebru din România. Despre cine este vorba? Zibre Nenicu. Ceaușescu. Este 26 ianuarie azi. Păi da, stai că am împlinit, da, 26 ianuarie. Vreau să spun, el era cam, spun 26, și tata anii, tot 26 ianuarie, eu am împlinit anii și el la fel. Astăzi ar fi împlinit 100 de ani. Așa e, Ceaușescu. Așa. A fost mai bine sau mai rău pe timpul lui Ceaușescu, din punctul dumneavoastră de vedere? A fost mai bine, din ce cauză, că am lucrat la țevi. Și știem că era un om serios la locul meu și când mi-a părut rău că l-a omorât, pe cuvântul meu, l-a împușcat, nu trebuie omorât ăla. Ăla trebuie încet, și așa era bolnav și putea să mai trăiască, putea să mai trăiască. Și Eliana era rău, Eliana era rău, dar el nu era rău. Dacă trăia, astăzi ar fi împlinit 100 de ani. Despre ce personaj este vorba? Ceaușescu, nu? Aveți dreptate, doamnă. O a doua întrebare. A fost bine sau a fost rău sub Ceaușescu? Foarte rău.